Daniel Ștefan Drăgulin a primit titlul de cetățean de onoare post-mortem. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Călăraș din data de 6 noiembrie 2020. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a spus că în ședințele viitoare va fi introdus un nou proiect de hotărâre prin care bazinul didactic va primi numele Daniel Ștefan Drăgulin. Tot în ședința de vineri au depus jurământul 4 consilieri locali urcați pe liste după demisiile celor care au ales alte funcții. Vreau să vă informez că a fost introdus peste o lună de zi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisia al domnului Coman Dragoș Florin și declararea ca vacantă a unui loc de consilier. Materialul aveți pe pupitru cât și pe adresa de mail. Vreau să vă informez că prin ordinul prefectului numărul 577 din 2016-2020 a fost constatat ca legal constituit Consiliul Local al Municipiului Călăraș începând cu data de 23 octombrie 2020. De asemenea, vreau să vă informez că prin încheierea judecătoriei Călăraș pronunțată în dosarul numărul 6784/2020/2020 au fost validate mandatele consilierilor locali Zbârcea Marius Virgil, Alda Stelian Emanuel, Georgescu Sandina și Enache Georgiana Mihaela. Având în vedere prevederile legale, vă invit să depuneți jurământul. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Enache Georgiana Mihaela, vă rog. Bună pe Biblie și pe Constituție. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Georgescu Sandina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și domnul Zbârcea Marius Virgil. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Georgescu Sandina. Având în vedere depunerea jurământului de către cei 4 consilieri locali, Consiliul Local al Municipiului Călăraș a încheiat procedura de validare și de punere a jurământului pentru toți consilierii aleși. Acum vom supune ordinea de zi în integralitate pe care... Domnul președinte, o să stau jos și o să vă rog să fiți de acord ca să propunem acest proiect de hotărâre, să schimbăm puțin ordinea de zi și să propunem la punctul 3 acest proiect de hotărâre numărul 7, să inversăm puțin cu decernarea titlului de cetățean de onoare a domnului Daniel Ștefan Drăgulin, după care putem să intrăm în de validare, după ce se alege comisia de validare, putem să votăm. N-are nicio problemă cu comisia, n-are nicio legătură, da. Dacă vi se pune propunerea domnului consilier Ivanciu, sunt obiecțiuni? Nu. Este toată lumea de acord? Da. Atunci facem această... Supuneți la vot, domnule președinte. Supunem la vot. Ordinea de zi, modificarea... Corect. Unanimitate pentru ordinea de zi, modificată așa cum... Unanimitate. Mulțumesc mult. Bun. Atunci, cu această modificare, vă supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. Bun.
Atunci proiectul de hotărâre numărul 7, care a devenit numărul 3, pentru conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Daniel Ștefan Grădulin, primar al municipiului Călăraș în perioada 2012-2020, din păcate plecat dintre noi. Inițiatorul? Păi, este ok. Inițiatorul sunt eu, dar s-a scăpat o dată. Dacă aveți... Nu, n-am niciun fel de probleme. Ideea este că, așa cum am declarat că facem cetățean de onoare, se întâmplă astăzi, din punct de vedere procedural, nu am putut să mai facem o hotărâre de Consiliu astăzi, prin care să dăm numele bazinului de not, tot al lui, Daniel Ștefan Drăgulin, doctor inginer, dar pentru că mi s-a părut normal și este un act de normalitate. Vă mulțumesc. Da, corect. Mulțumesc. Corect.